anumite. Să revenim la uzina de termovalorificare a deșeurilor. Doamna Violeta Ivanova a arătat că Alianța a pregătit terenul pentru construcția unei asemenea uzine și pentru onorarea acelor clauze pe care le-am văzut noi în acest contract, deși este clar că această uzină de termovalorificare va avea un impact negativ asupra mediului și asupra sănătății omului. A vorbit doamna Ivanov despre arderea acestor deșeuri, la ce duce ea, ce substanțe emană. Domnul Bușilă, eu cred că și cei care au semnat acest contract și care au anulat aceste prevederi din legislație își dau seama că nu este bine. Ce urmăresc ei în cazul dat? Sunt interese financiare aici sau ce alte interese sunt? Trec peste sănătatea oamenilor, peste mediul înconjurător pe care trebuie să-l păstrăm, că trebuie să ne bucurăm că Republica Moldova totuși este o țară verde. Mă refer la copaci, că avem foarte mulți și pădure în comparație cu alte țări, nu la altceva. Da, din păcate vreau să spun că aveți dreptate. Acel contract care a fost semnat în 2006 a fost preluat prin alte două contracte adiționale. În 2009, iată, eu unul dintre ele l-am aici în față, semnat în 2009, la 29 iulie, care prevede că prețul acestui contract este de 190 milioane euro. Este o sumă extraordinar de mare. Noi vorbim în cadrul primăriei că nu avem buget, nu avem bani, nu avem bani de construit drumurile. Acești bani vor fi recuperați. Vor fi recuperați din cheltuielile noastre, vor fi incluți în taxa de salubrizare și toți cetățenii, cei care vor fi obligați să transporte deșeurile către instituția respectivă, vor fi obligați să plătească pentru acest serviciu. Să fie foarte clar pentru fiecare dintre noi că banii respectiv îi plătim noi. Adică ne otrăvesc și nici nu există un studiu de fezabilitate. Știm cât îi plătim. În 5 ani sau în 40 de ani. Nu există un studiu de fezabilitate a investiției. Mai departe, deci angajamentele grupului italian, obligația de a construi un valorificator termic pentru prelucrarea deșeurilor solide urbane cu capacitatea de prelucrare de 800-1000 tone pe zi sau mai mare. Avem noi atâta gunoi? Este cunoscut faptul că nu avem atâtea deșeuri menajere în capitală, însă primăria este obligată, conform prevederilor acestui contract, de a asigura cantitatea necesară, indicată, pentru uzina respectivă de incinerare. De unde asigurăm, în cazul dat? Trebuie să se gândească cei care au semnat contractul respectiv. În contract, apropo, rădămcire iertare, este scris că în cazul când deșeurile sunt insuficiente, compania este în drept să aducă aceste deșeuri de unde dorește ea. Inclusiv de peste hotare. Inclusiv. Da, exact, este aceasta. Se specifică în cazul ce fel de deșeuri este în drept locale livrate pentru prelucrare vor avea un randament caloric mic sau vor fi insuficiente, compania italiană aprovizionează instalația de termovalorificare cu materiale ce vor dispune de un randament caloric mai înalt și combustibil derivat din deșeuri. Ce înseamnă randament caloric mai înalt? Pneumatice uzate, ceea ce astăzi s-a aprobat în ședința în plena Parlamentului. Referitor la deșeurile de randament caloric mic, spune că în cazurile când deșeurile vor avea un randament caloric mic, deci știind din start că în Republica Moldova, conform structurii morfologice a deșeurilor, deșeurile sunt clasificate ca deșeuri cu randament caloric mic. Noi nu avem deșeuri cu randament caloric mare. Ce înseamnă deșeuri cu randament caloric mare? Deci, anume aceste granule de cauciucuri, de anvelope uzate, făină de oase, care cunoașteți foarte bine că este o problemă extremă pentru Uniunea Europeană și multe altele. Adică problemă că nu știu unde să o depoziteze. Clar lucru. Într-adevăr, noi avem foarte multe deșeuri la nivel comunitar, însă care nu pot fi valorificate acolo, deoarece oamenii de acolo se gândesc la sănătatea, la sistemul ecologic existent. De aceea, autoritățile într-un fel țări de lumea a treia, dacă ne putem numi așa, unde ele să fie incinerate. De asemenea, contractul respectiv mai are o prevedere, și anume obligația de a pune, interesantă de altfel, obligația de a pune la dispoziția grupului italian un lot de teren cu o suprafață de minim 10 hectare pe un termen de 30 de ani. Chiar a fost identificat această locație, a fost deja anunțat, este înregistrat la oficiul cadastral. Vă prezint eu imediat. De asemenea, Primăria Municipiului Chișinău va asigura cantitatea deșeurilor supuse reciclării, arderii, incinerării. Deci va asigura
cantitatea de 800-1000 tone pe zi, pe zi grupului respectiv. Aceasta este unul din motivele conform căruia astăzi atâta agitație în privința contractului respectiv. De asemenea, în cazul iscării unor conflicte între primărie și grupul italian, acesta va fi examinat de o instanță de arbitraj și compusă din trei judecători. Al treilea, arbitru va fi numit de președintele tribunalului de la Geneva. Noi avem o practică judiciară în acest sens defectuoasă, când Regia Transport Electric a fost obligată de o instanță din alt stat să plătească, să achite sume destul de importante din bugetul nostru municipal. Din câte înțeleg eu, oricum există acest contract și el va trebui să fie onorat. Există acest contract și vreau să spun că chiar în această campanie electorală am auzit din gura mai multor factori decizi din cadrul primăriei, din cadrul cercului guvernamental actual, spunând că noi renunțăm. Chiar domnul Viorel Prisăcaru a declarat la masa rotundă pe care am declarat-o, șeful Inspectoratului Ecologic, că contractul respectiv va fi reziliat. În același timp, noi avem programe electorale a concurenților care au condus până acum primăria, în care prevăd programe management integrat a gestionării deșeurilor, prin care noi deja îl promovăm de 2 ani de zile și nu este auzit și nu este văzut nicăieri. Da. Eu atunci mă întreb, deoarece mai există o prevedere în cadrul contractului respectiv, care spune că în cazul rezilierii contractului, primăria Chișinău va plăti partea din lucrarea efectuată în mod proporțional cu prețul total, stabilit pe baza expertizii făcute de către un expert tehnic numit de comun acord de către părți sau de către arbitri. Deci în cazul în care noi vom rezilia, primăria va rezilia contractul respectiv, atunci noi vom plăti aceste daune. Chiar și acum, dacă îl reziliem, plătim? Sau desigur că vom plăti, nu noi. Ci da, bugetul municipal. Contribuabilii, deci, tot noi până la urmă, nu acei da, care îl semnează. Din păcate, vreau să vă spun că sunt declarații total false și contradictorii din partea factorilor de decizie, deoarece eu am intrat din în posesia capital? Din capital, deoarece eu am intrat în posesia planului acestui lot, care este deja alocat pe teritoriul stației depurare, iată 10,0286 hectare în Ciocana, strada Lunca Bâcului este alocat, este identificat, semnat de oficialii de la Direcția Arhitectură, Relații Funciare și Cadastru, este alocat, repartizat și înregistrat la Oficiul Cadastral Teritorial. Când? Deci este în 2010. În 2010. Deci la luna 6-2010. 03-06-2010. Mai departe, avem de asemenea un certificat de urbanism, care la fel l-am obținut, de începerea construcției respective, a stației de ardere respective. Da, deci spuneam, noi trebuie martie să înțelegem 2010. Ce vor să zică, iată, cu toate avizele, cu toate semnăturile respective, avizate. Deci tot. A cui sunt? Este deci este șeful, domnul Nistor Grozavu, este Valeriu Didenco, este Vlad Modârcă, este Aliona Cazacu și Eugenia Lubomeisca. Deci este avizat, semnat, ștampilat, este în regulă. Deci noi trebuie să înțelegem următorul lucru. Ce au de gând factorii de decizie să facă? Sau să meargă cu contractul respectiv în continuare, să-l execute, sau să-l rezilieze? Pentru că dacă îl reziliază, așa cum au declarat în numărate ori, de ce au eliberat astfel de documente? Da, și de urbanism, de ce au proaspăt, lăsat lotul? Acum e eliberat. Eu mă întreb, în situația în care el va fi reziliat, în cazul în care va fi schimbată conducerea primăriei, cine va purta răspundere pentru alocarea lotului respectiv? 10 hectare la marginea Chișinăului, fiecare metru pătrat cu 100.000 de euro. Deja firma italiană este în posesie? Este în posesie și este înregistrat la Oficiul Cadastral Teritorial. Și așa cum am menționat din prevederile contractului, primăria va plăti plus toate cheltuielile aferente primăria care le-a investit. Primăria asta înseamnă chișinăuienii. Noi, cetățenii de rând, din păcate.